Salut, Vlad! A trecut o lună de la ultimul mesaj către tine. Pe 3 martie am participat la un eveniment deosebit la liceul tău. Și ai fost și tu acolo alături de colegii mai mari. Ceea ce știi bine m-a bucurat. În noiembrie trecut, când am fost la Cluj, l-am întâlnit la Gala Coposu pe domnul Ion Andrei Gerasim, președintele Fundației Corneliu Coposu. Mi-a făcut atunci o promisiune, aceea de a veni la Pitești undeva în anul viitor să vorbească despre senior. Așa că am mijlocit această întâlnire cu voi elevii, având sprijinul doamnei profesoare Iuliana Burcea. Eram convins că va fi o conferință memorabilă. De ce? Îl cunosc deja de câțiva ani buni pe domnul Gerasim și am avut ocazia să-l ascult și să-i admir discursul, prezența și mai ales ideile, convingerile. Pentru mine este cu siguranță un reper, așa cum ar trebui să fie și pentru tine, Vlad, pentru voi, toți tinerii. Într-o lume bolnavă de amnezie, dânsul este reprezentantul adevăratelor valori și demnității care au fost transmise din familie. Acestea i-au fost întărite de Corneliu Coposu, pe care a avut șansa să-l cunoască poate ca nimeni altul, imediat după Revoluție. Pentru că a fost ales de senior ca să-l ajute ca secretar personal, dar în același timp a fost o perioadă de formare și și-a pus amprenta decisiv pe devenirea tânărului Ionuț, cum i se spunea, cu familiaritate și cu căldură. L-am ascultat și la Teatrul Național, la Ateneu sau la Universitatea din Cluj și m-am bucurat mult. Dar a fost și o umbră de amărăciune, pentru că am privit spre omul care ar fi trebuit să fie undeva sus, să conducă pe baza principiilor creștin democrației. Iar la voi, la liceu, a fost o plăcere să-l ascult, să aflu amănunte inedite despre familia sa, despre întâlnirea bunicului său Ilie Lazar cu tatălui Corneliu Coposu, chiar la Marea Adunare de la Alba Iulia din decembrie 1918. Amintiri de familie excepționale, care arată ancorarea în istoria adevărată a două familii, care nu doar au trecut prin istorie, dar au și făcut-o. Și când mă gândesc, Vlad, că pentru familia noastră din Priseaca, istoria începe cu un străstrăbunic care a murit în războiul pentru întregire și un străbunic care a căzut prizonier la ruși, la Cotul Donului, probabil, sau poate la Stalingrad. Am înregistrat câteva momente. Haideți să-l ascultăm pe domnul Gerasim vorbind despre perioada de 17 ani cât a fost deținut ilegal Corneliu Coposu. Să stați un an fără să vorbiți cu nimeni. Un an în care să mâncați, știți că, sau dacă nu știți părinții dumneavoastră, sigur știu că în 1900, sunt profesori aici, că știu, în 1990 Corneliu Coposu era împreună cu prietenii săi acuzați de către puterea de atunci când n-au mâncat salam cu soia. Știți că aveau dreptate. Corneliu Coposu, Ion Diaconescu și prietenii săi nu mâncaseră salam cu soia. Pentru că acest salam cu soia era o delicatese pentru ei. Ei n-au mâncat zile întregi. Sora lui Corneliu Coposu, Flavia Dorescu Coposu, cea care a murit acum 2 ani de zile, povestea momentul în care s-a dus să-l ia din domiciliu forțat pe Corneliu Coposu în 1964. Și când l-a văzut, zice, am avut impresia că sunt în fața unui schelet. El, care intrase cu 114 kg în pușcărie, avea 51 de kg. 51 de kg. Și a trebuit să-l ducă la un cabinet medical de lângă Brăila. Și acolo, practic, cei care stăteau și așteptau să intre la doctor s-au dat la o parte, pentru că au avut impresia că văd un schelet. Și povestea sora domnului Coposu că îi se vedea, practic, osul cranian aici. Știu, s-ar putea ceea ce vă povestesc astăzi să fie foarte dur, dar e necesar ca să înțelegeți. Adică, sigur că nu putem să avem impresia noi acum, în 2023, că ceea ce s-a întâmplat, să zicem, la 1 decembrie 1918, toată lumea era în față pe platou, era cu steagurile și nu. Toți cei care au ajuns acolo au ajuns cu mari sacrificii. În trenul de care vă spuneam că a plecat de la Baia Mare la Alba Iulia, au tras și la Jibou, au tras și la Război, până acolo erau bande de mercenari, bande de unguri care trăgeau în românii care mergeau la Alba Iulia. Deci să înțelegeți. Deci nu totul a fost cu lapte și miel. Și revenim la perioada lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu a trecut prin pușcării groaznice.
și cea mai groaznică pușcărie, despre care el chiar o numea Golgota pușcăriilor românești, a fost pușcăria de la Lunicu Sărat. Pușcăria de la Lunicu Sărat, unde a fost ucis un concetățean al dumneavoastră din acest județ, marele, imensul Ion Mihalache. Ion Mihalache a fost ucis acolo în 1963, culmea, pe data de 5 februarie. 5 februarie 1963. Exact aceeași dată unde, cu 10 ani înainte, pe 5 februarie 1953, deci cu 10 ani înainte, fusese ucis Iuliu Maniu Vasile. Deci au murit amândoi acești eroi martiri ai României, au murit în acea zi la diferență de 10 ani. Și în această pușcărie, de la Râmnicu Sărat, aici vă pot povesti foarte multe, pentru simplu motiv că este pușcăria unde a stat și bunicul meu de rază. Apropo, că v-am tot pus această poză, trebuie să vă și explic și la un moment dat domnul profesor o să dea, că i-am dat câteva poze istorice să vi le arăt. Aici este o poză, îmi cer scuze, așa se vede, făcută în 1943, la o terasă pe Calea Victoriei din București, unde domnișoara cu codiță, care avea 14 ani, este mama mea, acesta este Ilie Lazăr, bunicul meu, și aici îl aveți pe tânărul Cornel Popov. Mi-a plăcut mult cum vi s-a adresat domnul Gherasim, care e și un orator desăvârșit. Tot timpul a avut contact cu voi, v-a vorbit așa cum sunt sigur că îi vorbește fiului său, care practic e doar cu câțiva ani mai mare ca voi. Foarte important a fost să vă povestească despre manipularea de după 1989 și să vă dea sfaturi cum să o evitați, pentru că ea există și acum și va mai exista, fi sigur de asta. Momentele acelea le-a trăit la intensitate maximă, a făcut parte din cercul celor care s-au opus noii puteri, ce a dus la conducere eșalonul 2 din Partidul Comunist. A fost în capitală, la Mineriada din iunie 1990, unde a trăit clipe dramatice alături de senior. Momentul 13-15 iunie, momentul Mineriada. Sigur ați auzit cu toții de nenorocire care erau împotriva tinerilor, studenților, celor cu bări, a fetelor care se considera că dacă ai o fustă, ești cumva de femeie de morabil ușoare, pentru că asta s-a întâmplat în perioada iunie, de fapt, de când a început piața universității. Au venit mineri, pe dată, în noaptea de 13-14 iunie. Și eu, ca în fiecare dimineață, mă duceam cu mașina, îl luam pe președintele Coposu și veneam la serie. Și în dimineața aia, șoferul de la mașină nu mi-a spus absolut nimic. Noi, la vremea respectivă, aveam mașini închiriate de la BTT, care aveau numărul de 14 de. Erau mașini date fiecărui partid politic. Și ne-am dus și când am ajuns în piața Rosetii, unde era sediul partidului, dintr-o dată văd o grămadă de oameni cu căști și cu lămpași. Ce s-o fi întâmplat aici, s-o resfumat. Și când am ajuns în fața porții sediului, m-a dat jos din mașină și am făcut doar un pas și la un moment dat, unul dintre mineri spune, ia uite-l pe secretarul lui Coposu, hai să-l căsătim. Vă dați seama că în momentul când am auzit asta, m-am urcat înapoi în mașină și am zis, dă-i drumul. Ăla a venit cu ciomaga, a spart geamul din spatea mașinii, noi am reușit să plecăm. Dar eu vă întreb acum, eu n-am un necunoscut. Cine putea? Putea să știu un miner simplu din Valea Jiului că eu sunt secretarul Coposu? N-avea cum să știu asta. Și s-a dovedit mai târziu seara, când eu am ajuns și m-am ascuns la un prieten de-a meu, de la organizația de studenți, mătușa mea m-a căutat disperată pentru că veniseră cineva acasă la mine în grădina Iconei să întrebe, dar unde e domnul Gherasim? Doi domni bine îmbrăcați. Am ajuns, am plecat cu mașina și m-am dus direct la președintele Coposu. Ușa era întredeschisă. N-am să insist acum, găsiți un interviu pe care l-am dat în ziua de 2019, pe care am povestit cu amănunte. Pentru că am intrat înăuntru și erau excremente, erau geamurile de la mobila pe care au dat semnul sparte și s-a auzit un vuiet. O moarte lui Coposu. În momentul ăla vă dați seama că am fugit. Eram singur și nu știam ce să ne duc. Și am stat timp de, până pe data de 16 iunie, după masă, am stat ascuns la prietenul nostru student. Coposu mă căutase prin mai multe locuri, a descoperit unde sunt, mi-a dat întâlnire la serie.
Când am ajuns la sediul PNC din piața Rosetti, nu așa, dar în proporții de 90% aproape, doar practic aveai clădirea. În rest, totul era distrus înăuntru. Absolut, până și televizoare și oglinzi, totul era distrus. Deci stătusele 2 zile și jumătate. Și acum în momentul cel mai apropo de manipulat, cel mai interesant. Lângă sediul principal al partidului era o anexă unde era sediul ziarului Drept. Și în cele 6 luni de zile cât a funcționat, de fiecare dată când intrau în birou directorului ziarului Dreptatea, regretatul Paulo Zărescu, mă întreba, ce cu... era un zid din ăla imens, puternic de beton. Și tu, ce ciudat, n-am mai văzut nicio clădire așa ceva. 16, când am dus acolo, în birou directorului ziarului, în acel perete, era o crăpătură dreptunghiulară, și m-am uitat înăuntru, înăuntru era urma unui safe. Bă, ceva devine foarte ciudat aici. Înăuntru, adică când vă spun înăuntru, cam la un metru înăuntru, da? N-am aflat, n-am pus problema că e foarte ciudat. În schimb, după vreo 3 luni, sfârșit de septembrie, octombrie, discutând cu cineva, Corneliu Coposu, ce află? Că în perioada 1979-1982, în acel loc, în acel birou, a stat directorul Institutului Național al Apelor, pe numele său, Ion Iliescu. Ion Iliescu. Deci, ce vreți dovadă mai clară decât totul s-a manipulat, au venit, aveau de recuperat ceva din acel sec. Cred că acum nu facem cu James Bond aici, dar cred că sunt lucruri care nu se știu, care și acum nu le povestește nimeni. Trebuie să le înțelegeți. Pentru că în această țară s-au manipulat în continuu și se manipulează în continuu. Pe 1 decembrie 1990 a mers alături de Corneliu Coposu la Alba Iulia, în orașul ardelean al Unirii. Acela a fost momentul amar al înțelegerii transformării profunde a românilor, fie ei chiar și ardeleni. Erau manipulați atât de dramatic de către noi conducătorii. Cred că a fost un punct extrem de dificil de trecut de Corneliu Coposu și echipa sa. Dar el era atât de obișnuit cu greutățile și cu dezamăgirile. Nu știu cât i-a luat, dar s-a ridicat și cu multă răbdare a început lupta de uzură cu manipularea noii puteri. 1 decembrie 1990 a fost prima dată după atâția ani de întuneric, încât s-a sărbătorit Ziua Națională la Alba Iulia. Și a fost un moment foarte trist, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo a arătat cu cine avem de a face în această țară. Pe 30 noiembrie, seara, la Palatul Cotroceni, a existat o recepție dată de președinte pentru 1 decembrie. Tocmai pentru ca pe 1 decembrie să putem să fim la Alba Iulia. Coposul era vesel. Coposul era într-o formă extraordinară. Apropo de ce spuneați, modelul uman. Corneliu Coposu, știți de ce? Tinerii erau încântați și la un moment dat prieteni de mei și prietene de ale mele spuneau, ce, mă, tu ai o șansă extraordinară de stai lângă omul ăsta. Eu am stat 10 minute și m-a fascinat. Pentru că știa să vorbească tinerilor. Știa ce să le dea tinerilor. În momentul 91-92, când s-au mai liniștit apele, era invitat la Universitatea de Drept, la Facultatea de Drept, la Facultatea de Istorie, povestea, erau amfiteatrele pline. Pentru că el era fericit în preajma tinerilor și le povestea și le dădea. Și spunea ce, nu vă închipuiți, 1 decembrie, sunt președintele partidului favoritorului de istorie, Iuliu Maniu. Iuliu Maniu a fost ultima dată la Alba Iulia în 1938. Eu acum, în 1990, am posibilitatea să transmit un mesaj după Iuliu Maniu. Și povestea, spunea bancul, cânta, de la, nu era drumurile, centura de Pitești nu era făcută, deci am făcut cam o oră când am trecut în Pitești. Și când am ajuns acolo, deja am simțit, de la Sebeș la Alba sunt 10 km, dintr-o dată lumea se uită la noi. Am început să arunce cu pietre după noi, am început să ne înjure. Când am ajuns acolo unde se ținea sărbătoarea, lumea practic ne huiduia în continuu. Și veți găsi, la fel pe YouTube, acel moment în care președintele de atunci al României, primul ministru de atunci al României, cei doi președinți ai camerei, bolșevicii, Vârlădeanu și
Marțian, cu zâmbetul pe buze, erau fericiți când Corneliu Coposu era conduit de către oamenii manipulați care erau acolo în piață. Membrii de ai noștri bătuți, doi dintre ei omorâți în acea zi. La întoarcere, Corneliu Coposu n-a scos până la București niciun cuvânt. Era atât de trist. Și atunci, el a spus acel lucru pe care mi-a spus și pe 29. Nu împotriva lor, nu oamenii sunt de vină, oamenii sunt manipulați. Voi aveți datoria în viitor să faceți în așa fel încât adevărul să iasă la lumină. Adevărul este cel care poate schimba o țară. Adevărul, indiferent că este dur, adevărul trebuie spus. Cu adevărul veți merge înainte. Și asta fiecare dintre dumneavoastră, în decursul vieții dumneavoastră, o să-l descoperiți. Cea mai bună minciună este adevărul. Adevărul pentru că nu au ce să vă facă. Lui Corneliu Coposu n-au avut ce să-i facă. Atâtor și atâtor martiri n-au avut ce să-i facă.